încă simt acel amalgam de emoții. Sunt foarte multe emoții și senzații pe care cred că nu știu dacă le-am avut vreodată, sincer. Și da, încă îmi vine să plâng, sunt foarte emotivă. Nu mi-a venit să cred că rezultatul a fost unul pozitiv. Bravo! O să mai plângi. Scuze! Da? Simțeam la un moment dat că îmi pierd concentrarea, dar am fost surprinsă să văd că n-a fost așa și mă bucur că mi-am depășit propriile limite și că am reușit să-mi demonstrez nu numai mie, ci și șefilor că merit acel șorț. Dai și șansa ta. Dai o dată. Joseph, dai o dată. Haide. Mulțumesc mult. Spor. Mulțumesc. Cu drag. Le sunt foarte recunoscătoare că mi-au dat șansa să le demonstrez că pot face și altceva. Și sincer, a fost ceva foarte neașteptat. Cred că nimeni nu s-ar fi așteptat, niciun concurent. Cred că pur și simplu de mică am fost atrasă de gătit. La mine în bucătărie s-a gătit tot timpul, și mama și tata. Mama făcea mai mult deserturi și mâncare, dar și tata se ocupa cu mâncarea. Și cred că amândoi mi-au insuflat pasiunea asta pentru gătit. Cred că pur și simplu a fost nu numai faptul că am trăit într-un astfel de mediu, dar și faptul că am dezvoltat un gust în timp. Iar în momentul în care m-am mutat în India, mi-am dat seama că ăla era gustul pe care îl tot căutam. Și de acolo am început să fac diferite fusions, diferite bucătării și cred că așa mi-am continuat parcursul. M-am tot chinuit de la 13 ani să-mi dau seama ce-mi place mie în bucătărie. Nu găseam un gust care să mă satisfacă și experimentând, încercând și, bineînțeles, și vizitând alte țări, pentru că numai așa poți să-ți educi gustul. Un bucătar adevărat, chiar și cei amatori, trebuie să-și educe constant gustul. Am ajuns în India datorită soțului meu. M-am mutat acolo pentru că noi nu aveam cum să fim altfel împreună. Din cauza vizei ar fi fost foarte complicat și aproape imposibil ca el să vină în România. Iar n-am avut altă variantă, așa că eu m-am mutat în India. Singura opțiune a fost viza de internship, deci am lăsat un job bine plătit, un apartament propriu în București, ca să pot să mă mut alături de iubirea vieții mele. Și nu regret niciun moment această decizie, chiar dacă perioada din India a fost cea mai dificilă din toată viața mea, pe lângă faptul că m-am îmbolnăvit de foarte multe ori și pandemia a fost foarte dificilă pentru noi, pot să zic că a fost perioada care m-a dezvoltat cel mai tare, pentru că am învățat să gătesc niște preparate incredibile de unice și asta m-a motivat să merg mai departe, să experimentez și mai mult și cred că asta m-a dus la MasterChef. Iarăși fac referire la perioada din India. Abia atunci când am ajuns în India și am început să gătesc, mi-am dat seama că pur și simplu contează foarte mult și skill-urile pe care le ai, dar contează foarte mult și ingredientele și contează să dai gust mâncării. De asta mie îmi place foarte mult să folosesc condimente în orice ce fac. Mi se pare că condimentele pot schimba totul imediat. Și cred că ăla a fost momentul în care am făcut butter chicken, care este printre preferatele mele, și mi-am dat seama că da, sunt 100% convinsă că preparatul ăsta este minunat și sunt mândră că l-am făcut eu. Nu pot să zic că există ceva ce nu-mi iese. Poate la deserturi este un pic mai complicat, pentru că acolo, bineînțeles, e altă poveste. Trebuie să ai o intuiție, trebuie să ai precizie. Nu este ca la gătit. La gătit poți să pui din ochi, poți să guști, poți să ajustezi, dar când vine vorba de deserturi, acolo nu prea mai poți să ajustezi. Trebuie să știi exact ce cantitate de ouă o să pui, la câte grame de făină. Deci aș putea să zic că în area asta de deserturi ar putea fi anumite preparate care îmi dau de cap. Dar în ceea ce privește mâncarea, am încercat destul de multe, dar cu siguranță mai am foarte mult de învățat. Sincer, după experiența de azi, am prins și mai mult încredere în mine și aș putea să zic că da,